Haideți, fraților și surori, să deschidem la Evrei, la capitolul 12 și citim versetul 28 și 29. Pagina în Biblie 1186, în traducerea Cornilescu. Evrei 12 cu 28 și 29. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Fraților și surorilor, nu este prea mult să înălțăm și o rugăciune și haideți să-L rugăm pe Domnul să ne vorbească. Amin. Doamne, venim înaintea Ta. Te rugăm frumos, vorbește-ne în seara aceasta. Elibrover, Galdoria, Bergol, Derovie, Mendoria, Gelbos, Perglaro. În numele Domnului Iisus, mustrăm orice duh care se împotrivește lucrării Tale. În numele Lui Iisus, mustrăm orice împotrivire, Doamne. În numele Lui Iisus te rugăm să cobori în mijlocul nostru și să ne asculți și să ne ajuți și să vii înaintea noastră cu binecuvântări și cu bucurii, Doamne. Elibera goldero fibre galdo, ria vermon, dero via regloria gel, dario ber golderio. Lebrio gel, taravio, mendarovia regloria gel, doria verdio legria. Lero via regloria. Aleluia. Vă rog frumos să reluați locurile. Prea iubiții noștri, vă aducem salutări sfinte din partea fraților din Cluj, de pe strada Septimiu Albini, fratele Sandu Negrușel, fratele Călin Turcu, Ilie Sătmărean, ceilalți pe care îi cunoașteți, vă transmit salutări sfinte și salutul nostru este Maranata, Domnul nostru vine. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta am ales un text mai abrupt, poate pentru unii, în special pentru tineri, pentru că am stat puțin înaintea lui Dumnezeu și am văzut că în dreptul tinerilor era arătat în felul următor: o biserică, un loc de închinare, și era deosebit de frumos, dar era aproape de ei și aproape de acea biserică, de acel loc în care se prezenta Dumnezeu, era și un loc de distracție. Și unii încercau să vină mai mult pentru distracție decât pentru întâlnirea cu Domnul. Și Domnul dorea închinători adevărați. Fraților și surori, să nu mi-o luați în nume de rău, avem și la noi tineri și le știm luptele, problemele lor, dar închinarea adevărată este cea în duh și în adevăr. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ați auzit cum a fost citit textul nostru? Închinarea pe care iubește Dumnezeu este cea făcută cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Fraților și surori, eram copil și dintr-o sensibilitate primită prin intermediul familiei, părinții noștri ne-au spus în felul următor: cât trăiți voi să nu încercați să vă bateți joc de vreo fată, eram mai mulți băieți în familie, eram patru băieți și erau două fete, dar în special nouă băieților, să nu le faceți, știu eu, promisiuni fără acoperire unor fete, fără să știți că sunteți călăuziți de Domnul, pentru că, și ne-au zis, o întâmplare care ni s-a întipărit în mintea noastră. Și din această cauză și eu și frații mei am căutat întotdeauna, dacă Domnul vrea să discutăm cu vreo fată în vederea căsătoriei, dacă nu, să nu cumva să producem răni și Dumnezeu se supere pe noi. Ei ne spuneau, părinții noștri, un caz pe care îl cunoșteau.
Un băiat a vorbit cu o tânără, cu o fată, i-a făcut promisiuni, a plecat cum era timpul atunci pe vremea comunismului, a plecat în armată, spunându-i că va veni și când se vor reîntâlni, vor încheia căsătoria. Băiatul acesta a venit, dar s-a răzgândit. Tânăra avusese între timp alte oferte, dar a stat să-l aștepte. A fost credincioasă, dar el n-a fost. El n-a fost. Și atunci Dumnezeu s-a supărat așa de tare încât i-a spus, fiindcă ai făcut să se întristeze până la moarte un suflet pentru care eu am murit, iată că te voi lovi și te voi face una cu pământul. Și s-a întâmplat că acest suflet de om lucra undeva la o fabrică de cărămidă, s-a dezechilibrat și a căzut în malaxorul care amesteca lutul și nu l-a mai găsit nimeni niciodată. Dumnezeu este un foc mistuitor. Ne-am temut din cauza aceasta, fraților și surori, și nu numai pe linia asta, ci și pe alte domenii. Dumnezeu este foarte gingaș, Dumnezeu este sfânt și El cere sfințenie de la noi. Îmi povesteau frații din Bistrița că la un moment dat, la o seară de rugăciune, a apărut un frate în mijlocul lor și a ieșit o descoperire tot prin Duhul Sfânt. Atunci erau descoperirile curate, fraților. Acum sunt cam amestecate, Domnul să aibă milă de noi. Atunci erau punct ochit, punct lovit, era Dumnezeu la lucru, vorbea Dumnezeu cu da și amin. Și acel frate era în mijlocul bisericii și Dumnezeu îl cunoștea. Și a început să strige Dumnezeu printr-un un proroc. Cât despre tine care ai întins din nou mâna spre paharul nelegiuirii. Te voi lovi cu boala pe care ai avut-o în copilărie. Omul și căzut în mijlocul lor și s-a știut cine vinovatul. Și ce s-a întâmplat? Și ce a mărturisit? Cumva l-au trezit. A căzut într-o criză de epilepsie, acolo pe loc. Și după ce s-a trezit din criza asta, tremurând, a zis, eram bolnav în copilărie de epilepsie, m-am dus în armată, cineva mi-a spus de Domnul, s-a rugat pentru mine colegul meu de armată, era pocăit. M-am pocăit și eu cu toată inima, dar zice, până în armată, până să mă duc acolo, mai trăgeam la măsea, cum zicem noi, am mai băut. Și zice, m-am predat lui Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și am vrut să-L slujesc pe El. Și zilele trecute m-a ispitit diavolul iarăși și iarăși am băut alcool și Dumnezeu, care e sfânt și care e pur, e curat, a văzut lucrul acesta și l-a lovit cu boala care a avut-o în copilărie. Fraților și surori, nu ne putem juca cu Dumnezeu. Inclusiv la nivelul vorbelor trebuie să fim atenți. A fost în zona Clujului un om, era slujitor, predica și la un moment dat a început cu niște martori al lui Jehova să preia idei și să râdă, în special de lucrarea Duhului Sfânt și a mers într-o zi că ba era cu martorii, ba cu penticostalii, ba acolo, ba dincolo, ba predica la penticostali, ba mergea cu mileniștii, era așa, când cum. Și într-o zi ia o căruță de lemn și se duce la fratele Simionuc. Fratele Simionuc locuia atunci la Gădălin, lângă Cluj, într-un sat. Și merge la Simionuc și zice, Simionuc nu era acasă, era sora Lidia, era soția lui, a lui Simionuc, era acasă. Soră Lidia, m-a trimis Duhul Sfânt să-ți adun niște lemne de foc. Că am înțeles de la Duhul Sfânt că n-ai lemne. Mulțumesc, frate, pune-le acolo și hai să ne rugăm. Că rugăciunea e mai importantă decât lemnele. A intrat la rugăciune și atenție! Cât despre tine, bărbatule, imediat Duhul Sfânt i-a făcut radiografia, care ți-ai bătut joc de lucrarea mea, zice Domnul. Iată că timp de atâtea vremi, și a dat vremile, nu le știu să vi le spun exact, nu vreau să greșesc. Cât au fost? 4 luni? 7 luni? Dar i-a spus Domnul vremile. Timp de atâtea vremi te voi lovi cu un duh rău care te va munci și te va chinui. Și omul ăsta când a ajuns acasă, fugea pe dealuri. Nu-l mai putea lega nimeni, nu-l mai putea ține nimeni acasă.
Și după atâtea luni s-au dus oamenii lui Dumnezeu să se roage pentru el. Și când au intrat la el acolo, a început să râdă de ei. Tu vii la mine, te-ai certat cu nevasta azi dimineață. Tu ai furat de la serviciu cu tare și cu tare. Nu aveți ce să vă rugați voi pentru mine. Și mergea fratele Lazar din Borhanci pe drum cu autobusul spre locul acela. Și Duhul rău a simțit că vine omul lui Dumnezeu și a strigat odată, fug că vine Lazar. Și atunci l-au prins, l-au ținut până a venit fratele Lazar din Borhanci. El a intrat acolo, frații i-au zis, frate Lazar, ăsta ne-a paralizat, ne-a terminat. Mie mi-au zis că m-am certat, mie că am furat, mie că nu știu ce, nu mai știm ce să facem. Și au zis că fuge că vine Lazar. Fratele Lazar, care era un om al lui Dumnezeu înțelept, a zis, măi oameni, voi nu v-ați dat seama că diavolul a vrut să mă facă să mă mândresc? Și cine e Lazar? Dumnezeu e totul. Dumnezeu face liberarea, nu Lazar. Și pentru voi există rezolvare. Haideți pe genunchi, haideți la mărturisire, că Dumnezeu vrea unitate, să le libereze pe omul acesta. Și după ce s-au unit, s-au rugat pentru el după aceea și Dumnezeu l-a eliberat, lăudat să fie Domnul. Dar vedeți cât e de ginga și Duhul lui Dumnezeu. Iarăși vă spun o întâmplare și apoi vreau să intru în scriptură, că asta ne ajută mai mult decât întâmplările. Știu că eram undeva la o rugăciune pentru Duhul Sfânt, pentru botez cu Duhul Sfânt, și atât ai de sensibil Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era un tânăr acolo și stăruia, pe alții a botezat Domnul. Vorbeau în alte limbi, erau bucuroși, erau fericiți. Ăsta se lupta, frate, parcă era cu corabia aproape de mal, dar parcă era tot legată undeva și nu putea să ajungă la mal. Și se chinuia și era sub putere și era parcă o putere peste el a Domnului. Dar măi, nu era atins totuși de Dumnezeu și nu era umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și la un moment dat un frate care era acolo are o descoperire din partea Domnului. Era un vas de lut și în vasul acesta de lut era curat, era curat ca lacrima. Dar mai rămăsese, a mai rămas pe fundul vasului un bob de nisip. Ăsta trebuia scos și atunci Dumnezeu turna. Și o trebuie să meargă la mărturisire. Băi, ai ceva de mult? Nu, nimic, eu m-am mărturisit, fraților. Nu-i nimic, Duhul Sfânt e mai deștept ca tine. Treci la mărturisire. Și l-au dus la mărturisire. Și vine păstorul care a luat mărturisirea și a zis, fraților, într-adevăr, nu a fost un bob, că a fost mai multe. Vedeți cât e de sensibil Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și de aceea recitesc textul nostru în special partea a doua, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, ajută-ne, Doamne! Fraților și surori, am extras din Scriptură și aș vrea titlul expunerii mele în seara asta să fie distracție sau închinare. M-am bazat pe ce mi-a arătat Domnul, că vreau să-i dau întâietatea Duhului Sfânt. Distracție sau închinare. Poate să fie cu semnul exclamării, cu semnul întrebării, cu ce vreți dumneavoastră, distracție sau închinare. Și am găsit în Scriptură niște cazuri speciale de oameni, au fost ei, nu știu, aparent oamenii ai lui Dumnezeu, care au vrut să se închine, dar au adus criza în poporul lui Dumnezeu. Și parcă, nu știu, în adins, așa cum Domnul Hristos și-a trimis ucenicii doi câte doi, pe ăștia îi putem numi apostolii satanii. Diavolul i-a luat și a grupat doi câte doi ca să facă ravage, să facă probleme. Și vreau să vedem puțin ce a însemnat în acest context distracția lor și totuși în același context era un închinător acolo, mai deoparte, care se închina lui Dumnezeu. Și ce înseamnă închinare? Distracție sau închinare? Mergem pe aceste două coordonate. Mi-aduc aminte că marele om al lui Dumnezeu din secolul XIX, Charles Spurgeon, spunea la un moment dat că Dumnezeu l-a trimis nu să distreze caprele, ci să hrănească oile. Și e foarte adevărat și pentru noi, Domnul să ne ajute, noi trebuie să hrănim oile lui Dumnezeu.
Haideți puțin să ne uităm la cazul 1. Cazul 1 este în Levitic, în capitolul 10, și se numește cazul Nadab și Abihu. Erau doi, erau fii de preot, atenție, versetul 1, fiii lui Aron, Nadab și Abihu. Erau niște oameni speciali. Știți ce am citit despre ei în Scriptură? Exodul capitolul 24, versetul 1, spune despre ei în felul următor. Dumnezeu le-a rostit numele. Păi mă, să te duci undeva și să zică Dumnezeu din cer, suie-te aici, Moise, sau să-i spună păstorului, vino în prezența mea, împărtășie cu mine. Și adă-l și pe cutare și pe cutare. Ce bine te-ai simțit. Uite, Dumnezeu le-a rostit numele și a zis lui Moise, suie-te la mine pe munte și adă-l cu tine și pe Nadab și adă-l și pe Abihu, că ei vor prelua de la tatăl lor preoția. Eu trebuie să-i formez. Mare lucru să-ți rostească Dumnezeu numele. Mare lucru. Plus că Exodul 24:9 spune despre acești doi tineri că au stat în părtășie, în prezență cu Dumnezeu. Dacă o să observăm, cred că următorul verset, ei l-au văzut pe Dumnezeul lui Israel, au avut și revelații. Au stat înaintea lui Dumnezeu la o masă, au mâncat acolo și mâncând, vă dați seama, se uitau. Și vedeau sub picioarele lui Dumnezeu un fel de lucrare de safir străveziu, cum îl vede și Ezechiel și apoi Ioan în Apocalipsa, scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Și fraților și surori, totuși asta nu înseamnă închinare adevărată. Să-ți rostească Dumnezeu numele, să stai în părtășie cu oamenii lui Dumnezeu, cu 70 de bătrâni, împărtășie în prezența lui Dumnezeu, să mănânci și să bei în prezența lui Dumnezeu, să vezi, să ai vedenii, să ai revelații în prezența lui Dumnezeu și totuși nu înseamnă asta închinare. Plus că vine Leviticul capitolul 8 încoace și începe să discute Dumnezeu cu Moise și spune, Moise, trebuie să faci ceva, ăștia trebuie să fie sfințiți și din punct de vedere ritualic. Și începe Domnul să-i vorbească lui Moise cum să-i sfințească, cum să ia sânge, cum să-i stropească, cum să le dea veșminte sfinte. Erau niște oameni speciali în Israel și totuși nu erau închinători. Nu. Spune Biblia la un moment dat, în capitolul 9 cu versetul 22, că Aron a ieșit din cortul întâlnirii și a ridicat mâinile și a binecuvântat poporul. Și apoi, versetul 23, Moise și Aron intră în cortul întâlnirii și când ies din el, iarăși binecuvintează poporul. Fraților și surori, nu înțeleg ce a fost ascuns în binecuvântarea aceea. Sau Dumnezeu, deodată cu binecuvântarea aceea, a venit în mijlocul poporului și spune 23 cu finalul, slava Domnului s-a arătat întregului popor. Cum? În inversul închinării din Valea Dura. Un foc a ieșit dinaintea Domnului, a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile, tot poporul vede, strigă aleluia, strigă slăvit să fie Domnul și se aruncă cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. În Valea Dura s-au aruncat cu fața la pământ în fața unui chip, nu a lui Dumnezeu. Și culmea, în timp ce tot poporul stă în proșternere, în reverență, slava lui Dumnezeu este acolo, focul lui Dumnezeu este acolo, n-au mai trebuit ei să pună foc. Deja arderea de tot, ca pe timpul lui Ilie mai târziu, era atinsă de focul ce a coborât din cer. Tot poporul trebuia să stea la locul lui, să se smerească, să se pocăiască, să strige înaintea lui Dumnezeu. Și culmea, dintre toți ăștia care erau cu fața la pământ, poate 600 de mii de bărbați, 600 de mii de femei, dacă erau copii acolo, mulți erau, se ridică doi și spune 10 cu 1, își iau fiecare cădelnița, pune focul lui, dar n-ajungea focul lui Dumnezeu. Nu era bun focul lui Dumnezeu pe altar și merg și ei cu focul lor lângă focul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se supără așa de mult, zice versetul 2, 10 cu 2, că a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit și au murit înaintea lui Dumnezeu. Extraordinar! Extraordinar! Fraților și surori, de aici extragem o primă concluzie. Distracția
ne mândrește, închinarea ne zmerește. Doamne, cercetează-ne să înțelegem. Putem să venim aici și să cântăm extraordinar. Dacă după ce am cântat ne umflăm așa pieptul de mândrie, bă, ce bine am cântat, o ieșit cântarea mai bine ca oricând, s-ar putea să nu fie închinare, să fi fost un pic de distracție sau poate lucruri amestecate. Eram la Câmpia Turzii, acolo m-am născut, fratele Ghițu a fost odată la biserică, a predicat însoțit de Domnul, păstorul bisericii, extraordinară predică, și s-a dus acasă. L-a sunat o soră din biserică și a zis, frate, Domnul să te binecuvinteze, că zice, m-am dus acasă și așa am plâns. Și fratele Ghițu a zis, și eu m-am dus acasă și am plâns, soră, că a fost Domnul. N-a mai fost omul, nu omul a predicat Dumnezeu. Și atunci și cel care a slujit și cel care a ascultat s-au zmerit, s-au pocăit. Asta e adevărata închinare. Și uite ce spune Biblia, fraților și surori, Psalmul 95:6. Să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să ne smerim. Asta înseamnă închinare adevărată. Un om al lui Dumnezeu, Andrew Bonar, spunea că închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu și harul adevărat al lui Dumnezeu nu ne face să ne îngânfăm, ci să ne smerim, să ne prăbușim la picioarele lui Dumnezeu. Și după ce am fost într-o misiune și am predicat și am cântat și am slujit lui Dumnezeu, noi trebuie să facem ce a făcut pe vremurile acelea Moise și Aron. Făcea minunea cu toiagul, îl punea înaintea chivotului lui Dumnezeu. Avem nevoie și mâine și poimâine de toiag. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie iarăși să folosim puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu e prezent acolo, El se folosește de toiag ca și de noi, de noi ca și de toiag. Într-o zi poate să schimbe Domnul lucrurile. Dumnezeu rămâne același, eu mă zmeresc. Era omul lui Dumnezeu George Whitefield, contemporan cu John Wesley. Omul acesta, după ce mergea și predica pe un câmp, la un amvon improvizat, se pocăiau. Au fost odată, spune istoria, 500 care s-au întors la Domnul. Nu știu câți au rămas pe calea Domnului, dar în orice caz omul ăsta a fost un om al lui Dumnezeu. După ce el predica și se pocăiau 10, 20, 100, 200, 300 de oameni, își căuta imediat după predică un loc unde să se ascundă. Se ducea într-o cămăruță, se ducea într-o biserică, se închidea acolo și agoniza o noapte întreagă și zicea, Doamne, și mâine am nevoie de harul Tău, vino iarăși cu harul Tău, nu mă lepăda de la fața Ta. Eu nu vreau să mă mândrez, nu vreau să mă înalți, Tu ești mare, Tu ești totul, eu sunt un nimic. Și Dumnezeu îl însoțea. Asta înseamnă să-ți pui toiagul înaintea chivotului, în Sfânta Sfintelor, și să nu te legi de toiag, că nu darul e important, Dumnezeu, dăruitorul, e important. Mulți am întâlnit, fraților și surori, care și-au făcut din darul lor idol, și ăsta nu e un lucru bun, deloc. Dumnezeu este sfânt și cine e sfânt să se sfințească și El. Doamne, cercetează-ne. Spunea la un moment dat, la noi în Cluj, un frate mai cu experiență, zice, măi, știi care sunt cei mai periculoși căzuți? Zic, nu. Cei care cad în sus. Zice, pe ăștia nu mai poate nimeni ridica. Tă, tragi de el, ai, băi, frate, că tu ești căzut. Nu, zice, eu-s bine, dar el e undeva acolo. Și știți cum sunt oamenii care se înalță. Ca și baloanele alea, dacă ați văzut balon cu gaz. Cu cât merge mai sus, e mai micuț, așa îl vezi. Și el te vede, bă, dar mic ești. El tot se înalță, te vede tot mai mic, că se tot înalță. Și tu-l vezi pe el la fel, tot mai mic, mai... De ce? Dumnezeu e nicăieri. El se înalță, omul se înalță. Și vine o furtună și îl duce. Nori, așa îi numește Biblia în Iuda, în cartea lui Iuda. Fraților și surori, găsesc aici, în acest context, un alt exemplu. Un exemplu de smerenie autentică. Este cartea Numeri, este acest context în care Balaam merge să blesteme pe poporul lui Dumnezeu și în capitolul 25, vă dați seama, Dumnezeu e așa de supărat pe poporul evreu, pe poporul lui, pentru că Balaam acesta a iubit plata fără de lege, n-a reușit el să-i blasteme pe copiii lui Israel, dar a reușit să-i dea lui Balac o învățătură bună.
pune niște dansatoare, fă dacă poți o petrecere, fă un pic de friptură, că vorbește cartea psalmilor de vite jertfite morților și era acolo un miros, ațâță simțurile, pune muzica să sune, începe dansul, vin evrei, atrageți-i în păcat și Dumnezeu se mânie pe ei și lovește cu moartea. Și în momentele acelea, spune Biblia, pe când Dumnezeu îi cheamă la pocăință pe copiii lui Israel, versetul 6 din numeri 25, un bărbat dintre evrei, pe când ceilalți se rugau și se închinau lui Dumnezeu și se mărturiseau, o ia pe o fată din Madian și o duce în cortul lui. Și apare un om al lui Dumnezeu, nu era mândru, era un om zmerit, un om deosebit. Spune versetul 7, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării, ia o suliță și lovește și zice, eu vreau păcatul să iasă afară din poporul lui Dumnezeu. Știți ce mult i-a plăcut lui Dumnezeu gestul acesta? Încât în timp ce Dumnezeu lovea poporul, omul ăsta în râvna lui a oprit mânia lui Dumnezeu. A zis, Dumnezeule, te văd că-i lovești, dar am o râvnă și mai mare, pe ăștia doi încă nu i-ai lovit, îi lovesc eu, pentru că-s omul tău și vreau sfințenia să rămână în poporul tău, Dumnezeule. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, îmi place de Fineas, de copilul ăsta, a murit Nadab, a murit Abihu, copilul ăsta îmi place foarte mult de el. Să-i spui, versetul 12 din numeri 25, că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice. Și bineînțeles, această preoție veșnică s-a împlinit în Domnul Hristos, Evrei 7:24. Fraților și surori, îndemnul din acest caz, acest prim caz, este acesta. Domnul să ne ajute să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu. Și când ne închinăm, să ne închinăm cu frică. În predică, în cântare, în recitare, în rugăciune, noi să fim niște oameni smeriți. Domnul este totul. Noi suntem nimic. Omului Dumnezeu Moody, pe care l-ați cunoscut din cărți, omul acesta care a murit la finele anilor 1899, atunci a murit. Așa de mult se feria de mândrie și culmea că el avea un vocabular așa mai necioplit, cum avea și fratele Simeonuc și alți bătrâni pe care i-a folosit Dumnezeu la cote înalte. Omul ăsta nu știa să vorbească în limba engleză corect din punct de vedere gramatical. Nu putea să zică în engleză că Domnul a făcut totul pentru mine, el zicea Domnul făcut ca și ungurii, cum vorbeau ungurii în română sau românii în ungurește, în România. Sau românii în engleză, sau invers. Unii. Și omul acesta era un om care urmărea smerenia lui Dumnezeu. S-a dus la Oxford. Și acolo erau toate mințile luminate din secolul lui, profesori de teologie, teologi care cunoșteau ebraică, greacă, latină, engleză, alte limbi. Și ăștia stăteau să-l asculte. Și omul lui Dumnezeu începe să vorbească și să predice. Și ăștia râd de el, băi, nici gramatical nu se știe exprima bine. Și omul acesta și-a dat seama. Și la un moment dat se oprește din predică și le zice așa, vă permit să râdeți de mine, dar de Dumnezeul meu să nu râdeți. Să nu râdeți, că El este totul pentru mine. Și a început o predică, pentru că în spate erau rugăciuni care îl țineau pe omul lui Dumnezeu, îl țineau sus. Și oamenii au început să plângă și teologii nu mai știau unde să se ascundă, o trebuie să meargă, să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, să cunoască nașterea din nou, că ei știau litera, dar nu știau Duhul care a inspirat Biblia. Și omul acesta, după ce a trecut prin Anglia, a venit iarăși în America, iarăși în Anglia, era o doamnă care îl căuta pentru că soțul ei a fost impactat, schimbat de Dumnezeu. Și ea voia omului lui Dumnezeu să-i mulțumească. Și el a auzise prin cineva că o doamnă îl caută să-i mulțumească. Și stă și predică și o vede în biserică și când o vede că se apropie, fuge pe ușa din spate și se duce. Și merge în alt loc și predică.
Și iară vine doamna și e în audiență. Și el iar o vede că vine spre tribună și iară fuge. Și până la urmă cineva l-a întrebat, dar ce faci? A zis, fug de mândrie, ăsta-i diavolul și fug de diavolul. Fraților și surori, Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Mergem mai departe, un al doilea caz din Biblie, 1 Samuel capitolul 2. Cazul acesta e un caz tot așa nefericit, oameni care au fost folosiți de diavolul, loviți de Dumnezeu. 1 Samuel capitolul 2, versetul 12, fiul lui Eli, zice, erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Nu știu astăzi, fraților și surori, dacă ar fi, să zicem așa, să se căsătorească o fată și să vină cineva să zică, măi, cum e băiatul? Extraordinar, din toate punctele de vedere, știe multe, vine pe la biserică, dar încă nu-i născut din nou, încă nu-i pocăit, dar extraordinar. Și părinții, neamurile să fie încântate și să zică, dă-i înainte, ăsta e un om deosebit. Și totuși să fie un lup alb. Mai bine o oaie neagră decât un lup alb, să știți. Mai bine un om cu probleme în biserică. Dar în biserică, un om născut din nou de Dumnezeu, care e mai colțuros, că ăsta mai taie Domnul, mai șlefuiește colțurile, decât unul din lume care e o bucată de marmură ce n-are viață. Mai bine. Aici, uite ce zice Biblia, fraților și surori, și așa cu seriozitate tratează problema asta. De ce erau fiii lui Eli niște oameni răi? Pentru că nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Auzi? Și puteau să aibă facultăți și doctorate, dar să nu cunoască pe Dumnezeu, și Biblia se numească oameni răi, oameni răi. Și găsim aici pe ăștia doi, fii ai lui Eli, extraordinar de ciudați. Versetul 17, disprețuiau masa lui Dumnezeu, ne socoteau darurile Domnului. De ce? Mergea fiecare cu furculița și extragea de acolo ce îi plăcea, ce îi trebuia. Merge mai jos, versetul 22 din 1 Samuel 2. Erau imorali, niște oameni imorali, murdari din punct de vedere moral, erau oamenii ăștia. Merge mai jos și tot despre oamenii aceștia, se spune că nu ascultau de părinți, versetul 25, n-au ascultat de glasul tatălui lor. Mai jos, versetul 30, caracterizați de lăcomie, mai jos, capitolul 3 cu 1 în jos. Lipsea revelația în Israel, revelația adevărată, vedenile nu erau dese, cuvântul Domnului era foarte rar în Israel. Și până la urmă, oamenii aceștia, capitolul 4 cu 10, au fost înfrânți și uciși de filisteni. Foarte ciudat, s-a strigat în Israel Icabod, casă fără slavă, nu mai este slavă în Israel. De ce? Doi oameni au adus o criză de proporții naționale. De ce? Pentru că ei doar se distrau de-a preoții, de-a oamenii lui Dumnezeu, dar nu-l slujeau pe Dumnezeu, nu se închinau înaintea lui Dumnezeu. Ăștia chiar că erau răi, ceilalți din Levitic încă parcă mai pâlpâia ceva în ei. Ăștia, vai de ei, citindu-le viața, radiografia de aici. Și observați încă o concluzie, o a doua concluzie extrasă din cazul Hofni și Fineas. Distracția ne pângărește, închinarea ne sfințește, fraților și surori. Este aici omul lui Dumnezeu, Samuel, capitolul 3. Omul acesta slujește înaintea lui Dumnezeu la nivelul lui și aude vocea lui Dumnezeu, Samuele, Samuele, și Dumnezeu îi vorbește și el spune, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și spune despre Samuel 3 cu 19, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul a pus pe Samuel proroc al Domnului. Observați, distracția de multe ori mă pângărește, mă face murdar dacă vreau să mă distrez. Dar închinarea adevărată mă sfințește înaintea lui Dumnezeu. Și amintiți-vă de Isaia, capitolul 6, cu versetul 1 în jos. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Asta înseamnă închinare adevărată. Că vine Domnul și ne transformă privirea, ochii din punct de vedere spiritual.
Până atunci omul lui Dumnezeu striga, vai de voi, vai de voi, vai de voi, și vorbea cu vaiuri la adresa altora. În momentul acela el a realizat trei priviri, odată în sus, odată în interior și odată în exterior. L-a văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Fraților și surori, să ne închipuim asta. Templul acela, cât era de mare, era ca o cutie de chibrite. Și haina lui Dumnezeu, o haină imaterială, nu era așa, era imaterială, era ceva special, spiritual, duhovnicesc. O vedere duhovnicească și poalele mantiei lui, norul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, umplea templul acesta. Și vedeți, privirile noastre sunt greșite de multe ori. Noi ne uităm în felul următor, la alții, apoi la noi, dacă e cazul, și apoi la Dumnezeu. Avem așa niște chestiuni ciudate. Aici îl găsim pe Isaia într-un mod de a privi al credinței corect. Întâi la Dumnezeu, Dumnezeu e sfânt. Strigau acolo serafimii, ființe de slavă. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și tot pământul este plin de sfințenia lui. Așa strigau. Și Isaia când aude strigătul acesta, vedeți transformare a auzului. Începe să se uite la sine, privire la Dumnezeu, el e sfânt. Privire la sine, vai de mine, sunt un om păcătos, am buzele necurate și ochii mei l-au văzut pe Marele Dumnezeu, pe Sfântul Dumnezeu, pe Dumnezeu în sfințenia Lui. Și după aceea a zis, locuiesc și într-un popor cu buzele necurate, iubesc poporul acesta. Dar mă uit la Dumnezeu că e sfânt, mă uit la mine că-s murdar, ce pot face eu, un om murdar, un om cu buze necurate pentru un popor cu buze necurate. N-am ce să fac. Și atunci vine rezolvarea și asta e închinarea adevărată. Vine acolo, în mijlocul templului, nu știu cum se închinau alți preoți, că se închinau și ei cu jertfele lor, cu tot ceea ce însemna ritualul, cu tot ceea ce însemna forma de închinare. Dar un singur om l-a văzut pe Dumnezeu și ăsta era Isaia și era proșternut înaintea lui Dumnezeu și vedea ce alții nu văd. Și în momentele acelea spune Biblia, unul din serafim merge la altar și nu era altarul din templu, nu era un altar fizic, era un altar înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui îmbătrânit de zile care n-are nici trecut, nici prezent, nici viitor, e în afara timpului, el este totul, el străpunge totul, el pătrunde totul, el conține în sine totul. Ăsta era Dumnezeu care era prezent acolo, Dumnezeul infinit, Dumnezeul sfânt, Dumnezeul adevărat, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul atotștiutor era acolo și Isaia l-a văzut și în momentele când el a văzut pe Dumnezeu s-a prăbușit și a zis am nevoie de curățire și merge serafimul și vedeți cu câtă gingășie. Nu s-a dus să joace Isaia pe acolo și el pe la altar, era un altar înaintea lui Dumnezeu, un alt altar. Și acolo, în afara timpului, pe acel altar s-a adus mielul care ridică păcatul lumii. S-a pus pe altar înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor din cerul, ne spune Cartea Evreilor. Și nu cu sânge de tauri, de animale, de țapi, de viței, ci cu însuși sângele lui a intrat în Sfânta Sfintelor pentru noi. Și era înaintea lui Dumnezeu acest altar. Și pe altar erau cărbuni încinși și pe cărbuni ăștia curs sângele mielului. Și când a luat serafimul cărbunele și pe el era foc și sânge, s-a atins cu el de buzele lui Isaia și a zis, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este înlăturată, păcatul tău este ispășit. Cum? Cum e asta? Prin sângele lui Hristos și prin focul Duhului Sfânt, care vine și produce nașterea din nou și ne face închinători adevărați. Doamne, cercetează-ne! Înaintea lui Dumnezeu, fraților și surori, distracția poate să fie privită ca o pângărire, ca o murdărie morală, spirituală. Dar închinarea adevărată este cea care ne sfințește. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta! Mai aduc un caz din Noul Testament și vreau să pun punct. În Faptele Apostolilor, iar un caz ciudat, tot doi și tot fii de preot, în Faptele Apostolilor, în capitolul 19,
spune aici despre niște oameni care se numeau fiii lui Sceva. Versetul 13. Umblau din loc în loc și au încercat, atenție, vedeți? Umblau din loc în loc, asta înseamnă că urmăreau să-și facă și ei un nume. 2. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus. Deci ei nu știau cum să cheme numele Domnului, era ceva străin lor și au încercat și ei, marea cu degetul, peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl predică Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva. Deci 7 erau care făceau lucrul ăsta, dar observați ce spune versetul 16, zice că omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, deci erau 2. E un caz în care se referă Luca, scriitorul Faptelor Apostolilor, la 2 din cei 7 care s-au dus și ei să facă o lucrare. I-a schingiuit, au fugit goi și răniți, demonizatul a mai primit niște haine în plus, că i-a lăsat fără haine, mergeți de la mine, i-a și bătut bine, i-a rănit. Și a auzit cetatea Efesului lucrul acesta. Dar de ce? Păi uită-te, există niște oameni care încearcă să facă și ei ceva, dar nu le iese, Domnule. Și atunci, ce concluzie putem noi să extragem de aici? Distracția produce formalism. Închinarea produce credința adevărată și autentică. Era aici Pavel. Pavel se uita la demonizat și se ruga și spunea, ieși afară, și Duhul trebuia să iasă afară, pentru că era omul lui Dumnezeu acolo. Da, o închinare de formă, asta e distracție. Era în Cluj un frate solid, solid. Și mi-au povestit niște prieteni, niște frați care se ocupă de cazuri mai speciale, cu demonizați, cu probleme. Băi, zice, am mers într-o zi la un caz așa, să ne rugăm, și omul ăsta vine și zice, bă, luați-mă și pe mine. Frate, da, ești autorizat de Domnul să vii și să vezi și tu cam care treaba cu demonizații, cu problemele astea. Bă, zice, eu nu intră autorizație, uitați-vă ce mare sunt. Cât am, 100 de chile, 200 de chile, nu știu cât avea. Vă dați seama, el s-a gândit că merge cu kilogramele împotriva diavolului. Nu se poate așa ceva. Și îmi povesteau frații că a ajuns în mănășturi, în Cluj, să se roage pentru omul ăla, era în moașchie de om, demonizatul. Și când l-a luat odată pe măriocul ăsta și l-a dat cu capul de candelabru, a și fugit afară și a zis, eu nu mai viu cu voi, m-am speriat rău. Nu se poate! Nu putem să luptăm cu armele firii contra armelor întunericului, acestei lumi, nu se poate! Aici oamenii aceștia despre care am citit, fiii lui Sceva, au fost oameni a căror distracție s-au gândit și ei, bă, hai să ne facem un nume și hai să scoatem și noi demoni. Dar ei nu-L aveau pe Hristos în inimă? Și cum spunea Leonard Ravenhill, evanghelistul secolului 20 din America, Pavel era cunoscut în iad, dar ei nu erau. N-aveau autorizație de la Dumnezeu. Și poți să ai autorizație de la școli pământești, fie ce o fi, orice școală pământească, de teologie sau de altceva, de psihologie. Dacă n-ai autorizație de la Duhul lui Dumnezeu, nu te duce, că Dumnezeu nu-i cu tine. Cum spunea un om bătrân, zice, măi, degeaba faci doctorat în electronică și în electrotehnică și te duci cu diploma la curentul electric și după aceea bași degetele să vezi ce se întâmplă. Nu te autorizează nimeni să faci asta. Așa și din punct de vedere spiritual. Tu te duci să te rogi pentru demonizați, să scoți afară întunericul și tu ai întuneric înăuntrul tău, nu se poate lucrul acesta. Știți ce am văzut la Pavel și vreau doar un exemplu frumos, extraordinar din viața lui. În fapt, în capitolul 20, bineînțeles, el s-a ocupat și de ghicitoarea aia din Filipi, pe care o știm cu toții, și de alți demonizați, dar aici ai un caz care l-am surprins la Pavel, o finețe specială care a avut-o Pavel în lucrarea lui. Învierea lui Eutih. Măi, niciodată în viață Pavel, până aici, n-a reușit să învieze un mort. Și în camera de sus, fapte 20 cu 7 în jos, erau multe lumini. Și omul ăsta, tânărul acesta, doarme pe fereastra dintre biserică și lume și cade afară, că asta e soarta celor care stau și. Odată la un păstor din România a mers cineva din biserică jos, frate, doar nu-i vrea să fiu și eu ușă de biserică, tot îmi predici de sfințenie, mai lasă-mă în pace.
Zice, tocmai ești ușă de biserică. Ușa nu e nici înăuntru, nici afară. Ești așa între. Ești și cu Domnul și cu lumea. Că e la ca ușa. Pavel se roagă pentru tânărul ăsta care a căzut de la catul al treilea, e ridicat mort, e inert, e un trup numai. Și le spune celorlalți, nu vă speriați, sufletul lui în el, se roagă, tânărul e înviat. Și atenție ce spune Biblia aici. Versetul 13. După ce toți s-au bucurat, s-au mângâiat, probabil că s-a auzit și pe acolo, prin zonă, că zice, lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. De la versetul 13 în jos, atenție. Noi, cine noi? Luca și cu ceilalți, cu colaboratorii lui Pavel. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Dar ce e asta? Colaboratorii merg cu corabia, Pavel merge pe jos. Și am studiat puțin din Troa până în Asos, 15 către 20 de kilometri. Să te duci atâta pe jos. De ce? Știți de ce? Îl încerca diavolul cu un duh rău de mândrie. Că cine a fost el? Și ce-a făcut el? Și cum l-a înviat pe Eutih? Și-a mers singur pe un drum, singur el cu Dumnezeu, și s-a luptat în rugăciune. Și a zis, Dumnezeule, vreau să te slujesc în continuare. Vreau să pun pe altarul tău jertfa de martir, jertfa supremă. Nu lăsa pe diavolul să mă doboare. Și omul ăsta se duce de la Troa la Asos, 20 de kilometri, și se roagă, se roagă, se roagă. Aceasta este presupunerea mea din Biblie. Fraților și surori, revin la textul de aici din Evrei și vreau să pun punct. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. De ce? Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Distracție sau închinare? Închinarea mă zmerește, distracția mă mândrește. Închinarea mă sfințește, distracția mă murdărește, mă pândărește. Distracția provoacă în inima mea formalism. Închinarea îmi aduce o credință autentică ce se leagă de Dumnezeu, de brațul lui Dumnezeu, de inima lui Dumnezeu și rămâne cu Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.